Noi aleși și județeni s-au întrunit astăzi într-o ședință protocolară în care s-au pus în mod oficial bazele de funcționare a noului Consiliu Județean. Practic, consilierii au votat componența celor 6 comisii de specialitate, respectiv cea juridică, cea de buget, finanțe, de urbanism, cultură și învățământ, agricultură și muncă. Ne propunem multe lucruri, ele se regăsesc în acea broșură cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor din județul Olt. Programul de guvernare locală, sunt multe lucruri bune pe care ne le propunem în acest mandat. Formula este una inedită pentru Partidul Social Democrat. Nu știu dacă în istoria partidului, Virgile, din 90 până în prezent, Consiliul Județean, datorită votului masiv al cetățenilor, cărora le mulțumim încă o dată, domină Consiliul Județean, atât președintele cât și cei doi vicepreședinți sunt ai Partidului Social Democrat. Tot astăzi au fost aleși și cei doi vicepreședinți. Ionuț Ivan și Virgil Delureanu au fost aleși cu majoritate de voturi, iar de astăzi au intrat oficial în atribuții. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, fac parte dintr-o echipă puternică, responsabilă, pregătită să continue proiectele necesare dezvoltării județului Olt. Obiectivul nostru comun este aplicarea în totalitate a programului de guvernare locală, pentru care cetățenii ne-au acordat votul de încredere. Vom continua ceea ce am început împreună și cu domnul vice Ivan Ionuț. Vom duce la îndeplinire programul județean pe care ni l-am propus, legat în primul rând de sănătate, educație și infrastructură. Sperăm să aducem cetățenilor din județul Olt tot ceea ce își doresc. Potrivit celor trei lideri, Consiliul Județean Olt va continua toate investițiile de dezvoltare începute și va face toate demersurile necesare pentru demararea unor proiecte noi.